bun, haide. Sigur. Și? Păi eu știu cum vine el, că l-am chemat ăla de dar. O zi bun. Eu știu cum arată, că tot cum se fac fotografii de masă. Dacă nu vrei, nu vrei să fac. Eu știu, dar pe hai, vin, vin la ochii și mă sunt. Cât-i călătoria? Nu. Dar de la Stăucin? A, de Stăucin, de aici. Dar bilet îmi dați? Mă rog. Mă rog, trebuie tatuaje și îmi plec. Firmă de stat, de transportat călători, cu evaziune fiscală și cu punerea în pericol a casteret la televizor. Să te vadă lumea că mergi fără centură și vorbești la telefon și nu dai bilete. Bine, mai duc și în caut de treabă. Oameni buni, dacă nu vreți condiții civilizate, nu o să le aveți. Dacă le vreți, faceți ca Brega sau mai bine decât Brega. Filmați, documentați, cereți bilet, scrieți plângeri, petiții, dați-i în judecată, obligații să vă respecte drepturile și interesele. Altfel, ei să le ignore, pentru că e mai ușor așa și mai profitabil. Nu știu, am să scrie doamna, îi zic.